Și de data aceasta am privilegiul din nou, dragi prieteni, să mă bucur că sunteți împreună cu noi și să vă spun un bun venit la momentul acesta de studiu. Suntem la studiu numărul 3, pregătire pentru schimbare. Ca și în ocaziile anterioare, bun venit colegilor de platou. Nu le mai spun numele, deja suntem cunoscuți. Haideți să vedem ce surprize ne oferă studiul nostru, pregătire pentru schimbare. Și îmi place textul de introducere. Dreptatea va merge și înaintea lui și îl va și urma, cărcând pe urmele pașilor lui. Ce credeți că sugerează textul acesta? E important ceea ce am făcut în trecut ca în viitor să am calitate în alegeri? Schimbarea în dreptate este o schimbare în siguranță și nesurprinzătoare, care nu ne pune în panică. Este o schimbare pe care o prevedem, pentru care ne-am pregătit sau ne pregătim, și atunci schimbarea va fi benefică și va fi pozitivă pentru persoană și pentru familie și pentru biserică. Eu văd versetul și un pic studiul de duminică că prezintă pregătirea asta pentru schimbare ca fiind un proces destul de lung. Adică schimbările sunt bruște, dar pregătirea cere foarte mult timp. Pasajul care îl avem este din 1 Corinteni și vorbește despre cei 40 de ani în care Dumnezeu pregătește un popor de robi să ocupe țara făgăduinței. Gândiți-vă că eram undeva după Revoluție în România și unul dintre politicieni spunea, venit cu experiență din afară, spunea că schimbarea ne va lua cel puțin 20 de ani. Și eu eram atunci, ziceam, păi de ce așa de mult? Cum o să fie așa de mult? Eu visam că lucrurile se vor schimba mult mai repede. Și vedeți, au trecut nu 20, ci trec mai mulți ani și schimbarea încă nu se realizează așa cum ar trebui. În cazul poporului Israel, a fost o generație și cuvântul ne spune că pe tot parcursul schimbării Dumnezeu le-a dat 5 binecuvântări mari. Și cei mai mulți n-au fost gata pentru că la cele 5 binecuvântări au răspuns cu 5 păcate. E o structură interesantă aici în Corinteni, capitolul 10, și de asta spune Scriptura, din păcate, cei mai mulți dintre ei n-au acceptat schimbarea. Deja am ajuns la următorul pas și anume, Pavel ne recomandă să învățăm de la, da? El spune, tot ce a fost scris pentru învățătura noastră. Și dacă ne uităm în istoria evreilor, găsim o sumă de eșecuri. Și aceste eșecuri, în momentul în care trebuia să facă niște schimbări sau să acționeze corect, care credeți că au fost secretele care i-au condus la aceste eșecuri? Mă gândesc lipsa consecvenței, lipsa trăirii și aplicării principiilor lui Dumnezeu zi de zi. Ca și studenți am avut experiența de a lăsa pregătirea pentru examene în ultimele săptămâni și nu e sănătos. Acum, poate că examenele le iei. Lei, când vezi o săptămână, stai nopțile și... Însă, așa cum ne spune Calea către Hristos în Ellen White, ce că formarea caracterului nu are de-a face cu o faptă ocazională, punctuală, ci cu o înșiruire de fapte și acțiuni. Acelea formează caracterul omului. Și în cazul nostru, ceea ce facem zi de zi ne pregătește pentru succes. În cazul poporului lui Dumnezeu, observăm o atitudine critică, observăm faptul că murmurau în mod constant, cârteau, la fiecare probă erau împotriva conducătorilor și lucrurile acestea au făcut să fie nepregătiți pentru planul pe care Dumnezeu l-avea cu ei. Care era planul care l-avea cu ei? Să-i ajungă în țara Canaan în 2 luni de zile, nu mai mult, nu în 40 de ani. Însă a trebuit să aibă loc un proces de transformare, nu? Și de schimbare. În secțiunea aceasta a studiului nostru, Ellen White ne prezintă un pasaj despre calitățile oamenilor de care are nevoie Dumnezeu. În primul rând, să fie stabili,
oameni care nu se abat de la datorie nici la stânga, nici la dreapta. De ce se introduce calitatea oamenilor în acest studiu? Pentru că următoarea întrebare ne vorbește despre persoane care au suferit eșec pentru că nu au fost așa cum cerea Dumnezeu. Deci Anania și Safira n-au fost sinceri. Ei înțeleseseră ce schimbare se produsese în biserica primară și au vrut să împace ceea ce făceau toți cu ceea ce le plăcea și lor. Adică o parte din preț să dea cum dădeau toți și aveau totul de obște, dar să-și păstreze și pentru ei. Avram a avut nerăbdare. Atunci când Sara i-a propus să intre la Agar, el a acceptat lucrul acesta și n-a mai așteptat cu încredere împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Iar mama fiilor lui Zebedei a cerut locuri de frunte pentru copiii ei într-o împărăție pământească. Progresul este de dorit, dar nu în sensul lumii acesteia. Adică să te ridici deasupra altora, nu în competiție cu alții, ci trebuie să progresezi în liniște, folosind toate calitățile sau toți talanții, punându-i la schimbător, așa cum ți-a dat Dumnezeu, și trebuie să fie o creștere naturală, liniștită, bazată pe dreptate, pe neprihănire, pe ascultare de Dumnezeu. Modul în care este sistematizat studiul nostru ne sugerează să începem să vorbim de pregătirea pentru schimbare atunci când ne gândim la căsătorie. Băiatul, fata stau în fața evenimentului, în fața căsătoriei. Vine timpul când trebuie să se pregătească pentru asta. Care credeți că este cel mai esențial lucru la care trebuie să se gândească și pe care trebuie să-l analizeze ca pregătire pentru perioada căsătoriei? Aici, Nelu, cred că le și spun tinerilor, cuvântul cheie este maturitate. Și vorbim de maturitate sub diverse aspecte. Unu, maturitate fizică. Asta e cel mai ușor de obținut, da? Ajungi pe la 18 ani, 19 ani, 20 și doar trebuie să mănânci și să faci sport. După aceea vorbim de maturitate spirituală. Să fi luat decizia întâlnirii cu Dumnezeu și să fi trăit evenimentul acesta. Maturitate, după aceea, psihică. Da? Să-l vezi cum se supără și cum se bucură. Da? Pentru că omul care e pregătit pentru căsătorie are o anumită stabilitate aici. În al patrulea rând vorbim de maturitate relațională. Adică am avut o perioadă de prietenie. Și în al cincilea rând vorbim de maturitate economică. Te căsătorești, dar trebuie să trăiești din ceva. Cred că acesta e cuvântul cheie care reprezintă pregătirea, să fii matur. Nu degeaba la evrei studiam și acum două săptămâni, în sabat, în Apocalipsa, era logodna și era un an de pregătire în care mirii nu prea se vedeau, da? Băiatul pregătea casa, fata pregătea ce se pune în casă, dar era o pregătire mentală, tu te mentalizai pentru căsătorie. Biblia spune că va lăsa omul pe tata și pe mama. Ce părere aveți de acea mentalitate? Până acum a fost dragul mamei, dragul tatei, dar ce aduce căsătoria, frate Richard? Oi, e adevărat, e cuvântul Domnului și noi toți îl respectăm. Va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa. Și invers, omul, mă refer ca atât bărbatul cât și femeia, însă realitatea este alta. Nu poți să te desprinzi de părinții tăi și nici nu poți să spui partenerului tău de viață: auzi, nu mai vorbi cu părinții. Nu mai vorbi cu părinții. Deci, pregătirea în sensul acesta are de-a face cu crearea unui cerc atât de intim, atât de solid, în așa fel încât între cei doi ultimul cuvânt să-l aibă ei, nu să-l aibă părinții. Dar nici nu sunt de acord cu comentariile care spun că în momentul în care te căsătorești ai rupt relațiile cu toți. Și să știți că uneori sunt familii
rupte de unde partenerul învață și spune: eu nu vreau ca lucrul acesta să se întâmple în familia mea, dar s-ar putea ca celălalt să aibă o familie excelentă și un model excelent. Și aici sunt conflicte. Nu. De ce asculți pe mama? De ce asculți pe... Deci, ideea este, va lăsa, în sensul că trebuie să creeze un cerc atât de sfânt, încât nimeni, nu numai mama, și nimeni nu trebuie să intre acolo în deciziile lor. Și părinții, la rândul lor, trebuie să respecte. Dar eu cred că, dacă vorbim de maturitate, avem de-a face și și trebuie să căutăm, inclusiv și după căsătorie, sfatul părinților noștri. Uite, noi gândim așa. Vă dau un caz. Eu am fost, eram la seminar și am zis, acolo la internet era problema cu... se auzea tot ce se făcea în, deci dacă cineva învăța franceză se auzea, dacă... Și am zis, hai să ne mutăm de aici într-un apartament, că se aude tot. Și tata socul meu zice, auzi, nu vă mutați, pentru că eu știu ce înseamnă, cum se numește, schimbarea asta. Nu mutarea, când face transportul. Nu, e un cuvânt. Rocada. Nu. Când ești în servicii, te duci dintr-o parte în altă, nu mi-e cuvânt. În fine. Transmerare. Nu, e un cuvânt în român, în fine. Eu știu ce înseamnă să mergi kilometri și am zis, tate, să ai niște, că nu e. După două săptămâni am ajuns la vorba lui. Naveta asta. Deci am ajuns la vorba lui. Ce dreptate avea? Dar am spus, nu, bine, faceți cum vreți voi. Asta e atitudinea înțeleaptă. Tata nu s-a impus. Bine, faci, dar eu doar m-am sfătuit. Și ce adevărat? De asta spun noi, părinții, sigur, nu trebuie să spunem, măi, s-au căsătorit, ce bine, am uitat de ei. Și nici copiii nu trebuie să zică, a, părinți, n-aveți nici. Dar în forul trebuie să respecte lucrul acesta. Nici din partea partenerului. Deci un respect reciproc. Foarte și important. Familia Dar eu cred că de azi, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama și vor fi un singur trup. În ceea ce privește unicitatea familiei, e corect. Dar nu în sensul unui divorț între familii. Și e foarte bine de știu că atunci când cineva se căsătorește, admite și pe socri, admite și pe bunici, admite, deci e o întregire a familiilor, nu? Îmi place mult capitolul acesta al dragostei, da? Dragostea acoperă totul, suferă totul, crede totul, nădăjduiește totul. Sugerează textul cumva că dacă iubesc persoana respectivă, este suficient sau trebuie să mă gândesc că va trebui să și acopăr, să și iert, să și trec peste, să și... Ce părere aveți aici? Eu văd aici... Pentru că mulți spun, dacă ne iubim, dragoste la prima vedere... Pavel nu definește atât de mult dragostea, cât spune prin ce se manifestă și, într-adevăr, cine iubește trebuie să vadă, să caute manifestările astea, să vadă efectele. Biblia nu merge pe partea aceea abstractă, a teoriei, spune cine iubește, este așa, ăsta e portretul. Și atunci, cred că la nivel practic putem să ne verificăm fiecare. Mă gândesc, frate Sergiu, aici, că uneori se spune, deci uite, pune în locul dragostei... numele tău. Ce numele meu? Că eu nu sunt așa cum scrie. Dar dacă pun numele lui Iisus, e adevărat tot. Iisus este îndelung răbdător, Iisus acoperă tot, Iisus suferă tot. Și modelul nostru este Iisus. Deci asta înseamnă că pregătirea pentru căsătorie începe cu mine, relația mea cu Hristos. Păi, corect, sigur că da. Și apoi roada Duhului este a Lui, nu este a mea. Duhul Sfânt în mine aduce aceste virtuți care fac din viața de cămin o pregustare a cerului. Ce părere aveți de... ideea unora care spun așa, uite, am găsit un băiat, am găsit o fată care este mai bună ca un adventist, vis-a-vis de convingerile religioase. Ce consecințe ar putea aduce o alegere de genul acesta? Acum, că în general,
Gândirea aceasta este greșită pentru că se caută, se compară cel mai bun dintr-o parte cu cel mai rău din cealaltă parte. O găsim și în domeniul medical. Vorbești de fumat și zice unul, bunicul meu a fumat până la 90 de ani și a trăit 110, să zicem. Da? Însă, când se merge pe majoritate, realitatea este alta. Cu cât cei doi au mai multe lucruri în comun, și aici vorbim de proximitate culturală, economică, socială și religioasă, cu atât șansa de supraviețuire este crește. Sunt excepții și excepțiile acestea sunt o minune, dar noi trebuie, dincolo de observațiile astea empirice, să mergem pe ce spune Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu faceți lucrul acesta, nu vă înjugați, urăsc. Da? Și principiile lui Dumnezeu se confirmă de practică. În general, ce se întâmplă într-o căsătorie de tipul acesta? Vorbesc de cei care funcționează. După un timp, se ajunge la o medie. Acum, sunt și cazuri foarte frumoase în care se face o schimbare. Dar în multe alte cazuri se ajunge la o medie. Și e un gri care se potrivește și într-un mediu și în altul și lucrurile se complică foarte mult când apar copiii și se pune problema educației copiilor. Iată deci că pregătirea pentru căsătorie începe cu mine, relația mea cu Dumnezeu și apoi mă orientez în acest domeniu relația celui pe care urmează să-l aleg cu Dumnezeu. Următorul eveniment care poate să aducă schimbări majore este apariția unui copil, nașterea. Până acum totul a fost ok, ne-am plimbat, am mers în excursie și mai departe, ne-am oferit unul altuia, da? Dar din momentul în care apare copilul, ce se întâmplă? Funia împletită în trei nu se rupe niciodată. Dacă între cei doi există o unitate curată a dragostei, apariția unui copil este o binecuvântare. Este o fericire sporită. Dacă, dimpotrivă, relația lor scârție și cred că vom fi uniți când vom avea un copil, vom fi mai apropiați, mai uniți, este posibil ca să dea greș. Pentru că venirea copilului trebuie să fie într-o atmosferă de iubire. Acum, mie îmi place să observăm aici două lucruri. Că și pentru căsătorie și pentru a fi părinte e nevoie de pregătire și practica ce-a arătat. Ca anii de criză, cei mai interesanți sunt primul an după căsătorie, când intri în rolul de soț-soție și primul an când se naște primul copil, când intri în rolul de tată și de mamă. Și aici apare pericolul ca în momentul în care se naște copilul, mama să intre în rolul de mamă, pentru că nu se poate altfel, și să neglijeze rolul de soție, iar el să nu intre în rolul de tată și să rămână în rolul de soț care e și supărat. Și care așteaptă tot timpul. Da. Și atunci, de asta sunt ani provocatori. Și apoi cred că noi ca părinți, dacă tu îți cumperi un telefon și te uiți pe un manual cu instrucțiuni, și când se prefigurează venirea unui copil, trebuie să citești, trebuie să te pregătești un pic pentru asta. Pe lângă faptul de a-i pregăti o cameră, un pătuc, mâncare și hăinuțe, e nevoie și de o pregătire a mediului în care vine copilul acesta. Și aș vrea să închei cu... De ce e important lucrul acesta? E important, și aici revin la Scriptură, Luca la capitolul 1, ni se spune în ce familie iese unul dintre cei mai mari profeți, da? Sau cel mai mare până atunci. Într-o familie în care amândoi erau neprihăniți, amândoi păzeau fără pată, într-o familie în care Zaharia era slujitor, slujea la templu și era oameni temători de Dumnezeu. Deci nu la voia întâmplării, Ioan se naște în cadrul acesta. Nu sunt în domeniu, dar discutam cu cineva care este avizat și spunea că influențează extraordinar de mult cele 9 luni pe care copilul le petrece în pântecele mamei. Practic se transmite mai mult, 65% se transmite la copil din perioada, 15% din perioada concepției,
din momentul concepției și de la tată și de la mamă, iar 65% din ceea ce va fi copilul se dobândește în aceste 9 luni în care... Deci caracterul copilului depinde de... Asta semnează muzica, alimentația... Vai, vai de acei părinți care aduc copiii pe lume și ei nu știu să se respecte pe ei înșiși, să se iubească pe ei înșiși. Acei copii care au crescut, dar n-au ajuns la un nivel de echilibru emoțional, de echilibru interior, acei oameni care au niște traume puternice pentru că nu le-au depășit, și care nu fac nimic altceva decât să le transmită propriilor lor copii. E foarte trist lucrul acesta, dar se întâmplă. Așa că dacă vreun părinte sau vreun viitor părinte se gândește să aibă copii, el trebuie să se întrebe, eu cum mă văd pe mine, cum sunt eu? Pentru că nu vei putea să-i oferi copilului acela stabilitate emoțională care e necesară, e fundamentală. Copilul care se naște fără un părinte, care să aibă criterii, care să transmită valoare, va aduce copii pe lume care vor fi un blestem pentru cei din jur. Ellen White subliniază extraordinar de mult această idee, rolul mamei. Dacă, înainte de nașterea copilului, mama este îngăduitoare față de sine însăși, dacă este egoistă, nerăbdătoare, pretențioasă, toate aceste lucruri se vor manifesta în caracterul copilului ei. Este foarte important, de aceea i s-a spus mamei lui Samuel, nu? Cum trebuie să fie mamei lui Samson, nu? Ce fel de viață trebuie să ducă pentru ca ce rodul care va veni să fie binecuvântat. Genericul studiilor noastre, anotimpurile familiei. Am văzut... Am vorbit de căsătorie, am vorbit de apariția copilului, copiii cresc și ne pregătim pentru următoarea perioadă, perioada bătrâneții. Și cineva spunea că din momentul în care ne naștem începem să murim. De ce crezi că trebuie să ne pregătim pentru perioada de... Hai să nu-i spunem bătrânețe, că nu sună chiar atât de frumos, să-i spunem vârsta a treia. Vârsta a treia sună parcă mai așa, mai cosmetic, dar mai elegant. Dar realitatea e, când citeam în lecțiune lucrul acesta, pregătirea pentru bătrânețe, te gândești că într-o dimineață te uiți într-o oglindă și lucrurile se apropie, nu? Și îmi dau seama, îmi spunea, am două exemple ai scurte, unul cu plus și unul cu minus. Îmi spunea cineva, zice, măi, uite, în momentul în care m-am pensionat, am intrat într-o criză. Pentru că dintr-o dată am avut simțământul că nu mai sunt inutil. Nu mai slujesc la nimic. Și mă bucur pentru că a găsit o soluție de reactivare. Dar am văzut și partea cealaltă, un alt cunoscut ia pe cineva, la 70 de ani mergea cu mașina, ia un tânăr în mașină, la ocazie, în România. Și ăsta se uită la el, se uită cum vorbește, cum se comportă, se uită la față și spune, ce ai fost tu în viață, ce ați fost în viață, spuneți-mi că îmi place cum ați îmbătrânit. Cum... Și omul îi povestește despre relația lui cu Dumnezeu, despre slujire, adică pregătirea pentru bătrânețe, și o spune Scriptura aici, în Cartea Psalmilor, capitolul 71, ține de întinerețe. Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile tale. Deci să înțeleg că de când sunt tânăr deja trebuie să mă pregătesc, în sensul că să duc o viață care într-adevăr să fie demnă pentru... Gândiți-vă că stilul de viață încet, încet începe să manifeste sub toate aspectele când îmbătrânește. Da. Haideți să mai rămânem puțin pe ideea aceasta. Care ar mai fi un alt domeniu în care ar trebui să ne gândim serios că vine perioada îmbătrânirii? Deci, relație cu Dumnezeu și după aceea ce ar urma? Da, eu mă gândesc la... Vis-a-vis de obiceiuri, de formarea obiceiurilor bune. Sănătatea pe care mi-o doresc la bătrânețe. De obicei la bătrânețe apare, apar... Ce vrem noi să transmitem, nu? Dacă avem un stil de viață sănătos, nu fumăm, nu bem alcool,
căutăm un stil de viață vegetarian cât mai aproape de idealul pe care Dumnezeu l-a avut în Eden și pe care îl vom avea în împărăție, exercițiu fizic, toate astea se vor răsfrânge mai apoi în calitatea de viață pe care omul o are când ajunge la vârsta bătrâneții. Eu cred că ideea nu este să stai, să trăiești mult, ajungi până la 80 de ani, că zice, ajung. Dar cum ajungi? Asta e. Care e calitatea ta de viață? Cum trăiești? Eu cred că sunt și oameni care nu sunt bătrâni, prea bătrâni, așa dar fizic, dar sunt foarte îmbătrâniți. Adică se vede clar. Și eu mă gândesc aici că un aspect important este să-ți menții curiozitatea pentru tot ceea ce te conjoară. Pentru că una dintre greșelile care eu le văd este că după ce ai poate multe studii și multă experiență și nu mai ești capabil să fii deschis spre frumusețea vieții și are mult de a face memoria sau mintea, modul în care influențează între corpul. Dacă ai o deschidere spre nou și nu ești ca și bătrânica aceea care mi-a spus, auzi, eu nu mai cumpăr lecțiune, că zice, știu deja ce spune lecțiunea. Pentru mine asta e semnalul unei persoane care nu mai are poftă de viață. Eu am văzut, în schimb, persoane la 60, la 70 de ani, măi, o vitalitate și o dorință și voi face aia și voi merge și voi pune și că spui, excelent, asta este viața și bătrânețea. E ca să fii pregătit pentru momentele astea care vor veni de acum. Menține-te deschis, menține-te curios, menține-te doritor să ai noi orizonturi, să cauți întotdeauna. E adevărat că eu trebuie să-mi pun mâna la gură, că încă nu am ajuns, dar mă proiectez, poate, nu spre... Mi-aduc aminte, eram în conferința Moldova și vedeam pastorii pensionari care veneau la întâlnirile pastorale și parcă doreau să fie mai mult implicați în, în misiune. Ce rol credeți că are misiunea în viața unui om care a ajuns la vârsta? Eu vreau să vă spun că am constatat că de multe ori cu pensionarea ba apare o boală, ba din ce cauză? Că în momentul în care nu mai faci nimic și lucrul ăsta te afectează și fizic. Și îmi place să văd în țările din vest o preocupare pentru bătrâni. O preocupare ca să aibă activități. Au oferte în transport, asta cred că și în țară. Au oferte la bazele sportive. Din ce cauză? Pentru că viața trebuie să continue și să continue frumos. Și au programe specifice în rezidențele de bătrâni, acum, ieșiri, excursii. Noi aici ne cam lipsesc bătrânii, asta e adevărul. Bine fericire. Dar începem să-i găsim în câțiva ani, deja se produc aici local. Însă, un alt lucru pe care îl spun în biserică despre pregătirea pentru vârsta a treia, pentru bătrânețe, noi am creat o cultură a tânărului, a tinereții. Biblia are o cultură a părului alb. Din păcate, și în biserică am pierdut uneori respectul și greutatea, și greutatea pe care trebuie să dăm celor cu perii albi. Da? Gândiți-vă că se strică un computer pe cine vrei, unul cu perii albi sau unul care are 16 ani. Dar când e vorba de sfătuire, de rugăciune, trebuie să reașezăm valoarea aceasta. Am vorbit de momentul vârstei a treia, dar vine un altul, parcă și mai negru. Și mai tragic. Adică ne pregătim pentru moarte. Oare de ce trebuie să ne pregătim pentru moarte? Pentru că ne pregătim, nu ne pregătim, ea vine. Îmi place, scuze-mă, Sergiu, că ai vrut să spui ceva, îmi place un citat scurt din acest studiu, spune: singura pregătire pentru o moarte pe care nu o vezi venind, fie pentru tine, fie pentru cei dragi, este să te asiguri că ești legat de Domnul prin credință și că ești acoperit cu neprihănirea sa clipă de clipă. Deci, singura... relație cu Dumnezeu. Ce putem spune eu văd aici că e pregătirea supremă, da, încrederea în înviere și ce credea și Maria și Marta și însă după aceea sunt alte lucruri care le văd utile. Gândiți-vă că eram pastor aici în Madrid și mă sună o soră, mă invită, primise prin poștă diagnosticul că avea cancer cu metastază.
Și întrebarea pe care mi-a pus-o și acum mi-a rămas în minte, mi-a spus: frate pastor, dacă eu mor săptămâna aceasta, cum pot să fiu sigură că sunt mântuit? Asta era singura ei preocupare. Și o văd legată aici de pregătirea pentru moarte. Acum, am văzut inspirația Domnului, că m-am rugat și răspunsul a fost următorul. Că Dumnezeu nu va îngădui să plecați, să pleci de pe pământul acesta până când nu ești pregătită. Și în cazul ei a mai avut încă un an și ceva și după aceea a încheiat viața. Dar eu văd aici în pregătirea pentru moarte, trebuie să avem încredere în Dumnezeu și doi, Dumnezeu nu ne lasă să plecăm înainte de a fi pregătiți. Da? Deci asta în relația mea cu Dumnezeu. Ce putem spune vis-a-vis de relație cu familia? Da, cu familia. Sunt câteva sfaturi inspirate. Acum, unul pe care eu îl dau... Ar trebui deja cu adolescenții, noi suntem într-un mediu aici în care moartea, o vedem așa când trecem pe Madrid 40 și apare un tanatoriu frumos, cosmetizat. Ar trebui să facem o vizită la cimitir. Când e vreo mormântare, ar trebui să luăm și pe, la copii zic, dar să luăm adolescenții, să vezi. Pentru că noi, Biblia spune, inima omului înțelept unde este? Acolo, da? Să fim conștienți. Deci să știm că se poate întâmpla. Doi, Biblia ne spune și apoi Spiritul Profetic să lăsăm lucrurile în ordine, puneți casa în rânduială. Ellen White, spre exemplu, afirmă că din perspectiva morții, părinții trebuie să știe că cei care rămân copiii nu vor avea conflicte la capitolul moștenire. Trebuie să... Ce trist ar fi, și am întâlnit cazuri în care se fac aranjamente fără ca unii copii să știe și apoi un conflict monstru care nici până la revenirea Domnului nu se rezolvă. Și ultimul lucru, pregătirea sufletească. Deci părinții ar trebui să clarifice lucrurile înainte ca... Să lase pace. Ce sugerează Pavel când spune vrăjmașul cel din urmă va fi moartea? Auziți, am am câțiva copaci înalți în curtea casă. Și am văzut că unul a început să-i cadă frunzele. I-a căzut frunzele, a căzut. Și am chemat grădinarul. Și mi-a zis, poate are aia, poate are cealaltă, poate... Dar zice, mai e și timpul. Mai e și vremea. Poți să-i faci tu ce vrei, că și el are o viață. Și n-ai ce să... Acum, ultimul vrăjmaș este moartea. Pentru că toate celelalte, iertarea păcatelor, Dumnezeu ni le ne-o dă. Noi cerem. Schimbarea obiceiurilor de viață, de asemenea, El ne-o dă. Dar pe fiecare, noi avem o ștampilă pe care pune data de valabilitate. Chestiunea e că noi nu o știm. Dumnezeu o știe. Dar noi nu știm când e. Noi putem să ne gândim. Cred că așa cum spunea Helen Keller, cea care a rămas surdă și mută la un an jumate, zicea așa, trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima, pentru ca să fii fericit. Ultima întrebare. David lasă ultimele cuvinte pentru Solomon. Îmi plac foarte mult. La ce s-a referit David, frate Pavel? La ce s-a referit? Domnie, la să tron, la bani, cuvintele lui. La ce s-a referit? Pe ce punea bani? Întărește-te și fii om. Păzește poruncile Domnului și umblă în căile lui ca să izbutești în tot ce vei face. Un testament extraordinar de credință, de viitor pentru binele copilului. Nu că eu plec, ci ce las în urmă. Și aceasta a fost binecuvântarea pe care Solomon a lăsat-o prin ceea ce a scris, prin ceea ce, să nu uităm că încheie cartea Eclesiastului cu aceleași cuvinte, el, Solomon, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui, căci aceasta este datoria oricărui om. Deci David îi spune lui Solomon, fii atent, fiule, eu am avut probleme. Și Solomon ne spune la toți. Mai e un element care trebuie să nu uităm în capitolul acesta, nici nu-mi vine să-l pronunț, că oricât ne-am pregătit pentru, în fața evenimentului celor, cei dragi se duc, nu ești pregătit. Pentru că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei și atunci văd
puterea lui Dumnezeu care îl asistă pe om într-un mod aparte în momentele acelea grele și e ceva de neimaginat pentru tine care ești din exterior, dar Dumnezeu îi dă putere celui care trece prin această suferință să reziste. Îl apreciez pe David că el insistă mai mult asupra caracterului fiului său decât asupra lucrurilor materiale și a celorlalte. Punem punct aici studiului nostru. Dragi prieteni, am observat astăzi că e nevoie să ne pregătim pentru naștere, e nevoie să ne pregătim pentru căsătorie, e nevoie să ne pregătim pentru venirea copiilor, e nevoie să ne pregătim pentru momentele când ajungem la vârsta a treia și pentru moarte. Această pregătire se face doar într-o colaborare strânsă cu Dumnezeu, care ne conduce pas cu pas prin aceste schimbări. Dumnezeu să vă dea vouă înțelepciunea, scuzați, de a face pregătirile necesare și nouă celor care astăzi am dezbătut împreună studiul acesta. Până data viitoare, încă o dată vă spun la revedere și cu bine!